Târgul de Crăciun de la Deva și-a deschis porțile sâmbătă dimineața, fiind amplasat pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean. Târgul, care este organizat de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean, va fi deschis până în data de 9 ianuarie și poate fi vizitat zilnic în intervalul orar 10-21. Începând de astăzi, se deschide Târgul de Crăciun, care se va desfășura pe o perioadă destul de lungă până în 9 ianuarie, eveniment care se va desfășura în fața Casei de Cultură, pe scena special amenajată, și în această piață veți regăsi în căsuțele special alocate o grămadă de produse tradiționale românești care suntem obișnuiți de sărbătorile de iarnă. La loc de frunte se află produsele tradiționale din carne de porc, iar oferta este una generoasă pentru toate buzunarele. Produsele noastre naturale, un jambon de porc, un salam bun vânătoresc, un ciolan dezosat, un șoric jumulit după porc, foarte bun și foarte fragil, un cârnaț bun de casă, care arată cam așa, cârnațul clasic de casă cu usturoi și afumat la fum natural. Vișlii noștri de brad. Ce să mai oferim la domnii? Jumberi, care arată așa. Vă rog să veniți aici. O tobă bună de casă, care arată și ea tot așa. Toba anul ăsta am zis să încercăm cu 29 de lei kilogramul. O slăninuță afumată, care este 28 de lei kilogramul, care arată așa. Un caltaboș cu 24 de lei kilogramul. Și jumerile cu 75. Și cârnați și ciolanul 38. Și vișli 32. De la un asemenea târg nu puteau lipsi dulciurile și vinul fiert, iar ca o noutate a apărut și cidrul. Sărbuna, vine Crăciun, ce oferiți de venilor! Da, abia am așteptat după o lungă perioadă de 2 ani de zile când nu s-a făcut nimic, noi ne bucurăm că am putut să facem și noi ceva, măcar anul ăsta. Ce le oferiți? Vin fiert, cidru de mere, care este din suc de mere făcut, cu scorțișoară, cald, acadele, turtă dulce, ciocolată de casă, cam asta. Cam fiecare an. Și sărbători fericite le urăm la toată lumea. Să aibă poftă la dulce și sănătate multă, ca ei pe primul plan. Nu contează nimic altceva decât sănătatea. Bineînțeles că în târg se poate găsi și fast food-ul ardelenesc cu gamă largă de langoși, iar comercianții promit că la Deva se găsește cel mai gustos chiurtoș colac, mai bun chiar decât în zona sa de origine. Fast food-ul tradițional ardelenesc, ce le oferiți clienților? Chiurtoș colac și langoș. Ce este deosebit la chiurtoș colacul acesta, să înțeleagă toată lumea? Ce deosebit? La noi sau în general? În general. Și cum e aici la Deva? Aici la Deva cred că e mai bun ca în Secuime. E gustos, făcut la jar, nu-i pe curent, nu-i la gaz, mai natural. Cărbunele să fie ingredientul secret? Și cărbunele, da. Noi îl luăm de la orăștie, e cel mai bun. Am încercat la saci mici, nu merge. Cred că e cel mai bun. Cât costă un chiurtoș, cât costă un langoș? 15 lei chiurtoș și 5 lei langoș. Langoș avem cu brânză și smântână, cu brânză, cu gem, fineti, șuncă și cașcaval. Pe lângă delicatesele culinare, cei care vizitează târgul vor avea parte și de concerte. Evenimente muzicale vor avea loc sâmbătă și duminica aceasta, în perioada 19-23 decembrie și în zilele de 29 și 30 decembrie, ora de începere a acestor concerte fiind 18. Nimeni ușa n-a deschis, nimeni ușa n-a deschis, să intre Maria ca să nască pe Iisus, Domnul Sfânt Mesia.